Cum ar fi ca asta să fie viitoarea mea mașină? Uitați-vă ce linie, ce proporții frumoase, ce culoare deosebită, ce uniformitate a vopselei. Cât de bine se păstrează pentru o mașină fabricată în 2010. Ce roți, anvelope dedicate de off-road, dar mașina nu e 4x4. E doar DCI din ăsta. Atunci e 4x4. Păi nu, că ăștia sunt 4x2,5. Dar în rest... N-am luat cibii cu 4x4. Incredibil... Mamă, șefule, să-ți aduc ceva mâine. Bine, mi-au să-i aminte de abțibilde. Incredibil, primul Duster la care nu freacă ușile din spate în caroserie. Și fără rugină, interesant. Bă, ar fi ceva să-mi cumpăr una din asta. Dar nu, nu neagră. Și nu cu scaunele astea. Ar trebui una cu scaune de Audi. Dar de care Audi? De care scaune se potrivesc? Da. Dar e incredibil de frumoasă în proporții, în linie, așa e. Nu știu, cred că mai mult de atât nu-ți poți dori de la o mașină. Confort, prețuri mici de service, găsești tot ce-ți dorești peste tot. Bine, trebuie să-ți dorești și mașină întâi, sau pe urmă. Da. Deci aici avem textil și aici avem plastic. Piele pe spatele scaunelor. O opțiune foarte, foarte rară. Și un interior plăcut, așa, cu casetofon Pionier. Că de unii au fost și șoii mei patriei. Păcat că îi lipsește aici rotița aia. Că acum o luam și plecam cu ea, chiar dacă e neagră și eu mi-am dorit albastră. Ho, ho, ho! Tablă de galați! La capotă sună mai bine decât unele Toyote. Aici s-a întâmplat ceva. Da, nu e o problemă. Se poate remedia. Fără rugină, fără pierderi. Tot ce-ți poți dori. Păcat că nu e albastră, da? Asta e acum.